de interne reacționez, după ce jandarmii au amendat un surdomut pentru ce a strigat lozinci anti-PSD. Ministrul de interne, Carmen Dan, a declarat ce la nivelul jandarmeriei se desf subliniere oar verificări în cazul contravenției date de jandarmi unei persoane cu deficiențe de auz care a participat la protestul organizat în ziua Congresului PSD, subliniind ce, din câte subliniere tie, acolo este o eroare de redactare a procesului verbal. Sublinierea cum a anuncat inspectorul general al jandarmeriei române, s-au dispus ni subliniere te verificuri. Sunt convins că aceste verificări se vor face foarte repede, sublinierea despre rezultatul acestor verificări ve vom informa, a precizat Carmen Dan. Comandantul jandarmeriei române, colonelul Sebastian Cuco, subliniere, a cerut pe 20 martie efectuarea unor verificări de urgență referitoare la modul în care a fost întocmit un proces verbal de sancționare a unei persoane cu deficiențe auditive care a participat la acel protest. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora o persoană surdomută a fost amendat pentru ce ar fi scandat în timp ce participa la mitingul respectiv.